Rămânem tot în domeniul educației și vorbim despre niște elevi clujeni care au devenit o adevărată mândrie națională după ce au câștigat o competiție europeană de robotică spațială sub egida agenției NASA. Știrea, vă rog! Așa arată robotul care a convins membrii jurului la concursul organizat de Agenția Spațială Americană în Olanda. Modelul a fost realizat de 5 elevi de la Liceul Nicolae Bălcescu și școala Iuliu Hațeganu din Cluj. De ce crezi că ați câștigat cu acest robot? Păi pentru că luam multe cutii deodată, luam 6 cutii și șinelele ne mergeau bine și mergea repede robotul. Am început să mă implic la începutul vacanței de vară. Mi-am ajutat colegii pe partea de programare și de electronică. Cum a fost concursul? A fost frumos, a fost puțin greu. Am fost foarte emoționat, dar a fost bine. Elevii au fost îndrumați de profesoara lor de fizică și de un asistent universitar. Au lucrat mai bine de o jumătate de an la acest proiect, dar chiar și așa, participarea în finală nu a fost lipsită de peripeții. La final au fost 3 manșe de concurs. În prima manșă ne-am prezentat din cauza emoțiilor. N-au fost atenți nici ei și n-am fost atent nici eu ca și mentor tehnic la faptul că am folosit niște baterii pe jumătate descărcate. Veneam, vorba domnilor gardieni, veneam prima în școală, plecam ultima din școală și este foarte mult. Trebuie să stai foarte mult după ore, să lucrezi cu copiii. Este foarte greu să găsești și copii care doresc să muncească. Profesora a pregătit deja alți 7 copii pentru un alt concurs al Agenției Spațiale Europene, organizat tot în colaborare cu NASA, unde au reușit să se califice în finală. În finală, noi a trebuit să programăm niște sateliți care în momentul actual se află pe stația spațială și acești sateliți trebuie să se spioneze reciproc. Cei doi concurează și satelitul care reușește să facă cele mai multe poze corecte și să le uploadeze pe pământ, câștigă meciul. Concursul e organizat de MIT, ESA și NASA, ceea ce ne acordă nouă un plus, probabil, în viitoarele cariere și intrăm în anumite baze de date și așa mai departe. Și asta cred că este bine pentru noi. Plus de asta e foarte multă experiență, vedem lumea. Finala competiției va avea loc peste 2 săptămâni în Belgia. Alături de mine se află acum doamna Carmen Coțop, profesor de fizică la Liceul Nicolae Bălcescu, coordonator, unul dintre coordonatorii echipei și doi câștigători, doi dintre cei 5 câștigători, Tudor Bodea și Ilie Raus, de la Liceul Bălcescu. Da. Bine ați venit, copii, și doamna profesor, felicitări. Mulțumim, și vouă. Mulțumim frumos. Cât de greu a fost să ajungeți la așa performanță? Păi, cât ați lucrat pentru acest proiect? Păi, am început prin februarie și am lucrat la robot de la începutul vacanței de vară. Așa? Tu? Da. Ai intrat în echipe de la bun început? Da, și de la bun început. Am intrat în echipă pentru că m-am gândit că va fi o experiență frumoasă și că voi învăța foarte mult din acest concurs de robotică. Voi câți ani aveți? 13. Da, amândoi. Amândoi. Doamna profesor, ceilalți membri ai echipei sunt tot de 13 ani, aveți și de la școala Hațeganu, din cât am înțeles, da? Este o echipă mixtă. Am început și cum cu... s-a format echipa? Am început cu 5 elevi, 5 elevi al Liceului Bălcescu. Printre cei 5 a fost și o elevă, o fetiță, care a fost cam stingheră și a renunțat și în locul ei a venit un alt băiat de la Iuliu Hațeganu, care este foarte pasionat de informatică, Vlăduț Tomoioagă. El s-a alăturat echipei noastre în august. Pe care l-am avut și în august. Reportaj. Da, da. În vară. El ne-a ajutat foarte mult la partea de soft. El a mai participat și la alte concursuri de robotică și a fost practic softistul nostru. Deci el a fost pe partea de soft. Și concursul a fost greu,
Am început în februarie, cum au zis copiii. Ați mai participat cu alte echipe la acest concurs? Nu? Este pentru prima dată? Da. Am aflat de el pe site. Pe site-ul Agenției Spațiale Europene sunt lansate foarte multe concursuri pentru elevi și am pornit, am zis, hai să vedem dacă putem face față la acest concurs și etașant, luând-o etapă cu etapă, am reușit să câștigăm. N-am fi crezut că... Acest trofeu pe care îl avem pe masă. Câte echipe au participat? Din câte țări? Ce proiecte au mai fost? Au fost mai multe etape. După prima etapă, deci trebuia făcut un film de prezentare a echipei, un video, pe care l-am trimis în martie. În urma acelei etape au rămas în concurs 6 echipe pentru fiecare categorie de vârstă și în 22 mai trebuia să trimitem până în 22 mai un raport tehnic celor de la Agenția Spațială Europeană și în urma acelui raport tehnic am rămas în concurs 3 echipe. La categoria noastră de vârstă a fost o echipă din Danemarca și o echipă din Spania, nu? Da. Ce proiecte aveau ei? De ce al vostru crezi că a câștigat? I-a întrebat. Păi, acumulam foarte multe puncte deodată și ne mișcam repede. Dar în ce a constat? Deci pe lângă prezentarea proiectului vostru, acolo l-ați construit? Nu, l-am construit în vacanță, până, din vacanță de vară până câteva săptămâni înainte de concurs. Și acolo l-ați prezentat doar? Nu, am concurat cu el. Deci trebuiau să ia niște cutii, niște cutii de diferite greutăți, care aveau diferite puncte. Noi, fiind la categoria mică, aveam voie să luăm cu Sky acele cutii. Și am concurat. Trei runde de câte 5 minute și cei de la ESA, mă rog, juriu, format de cei de la Agenția Spațială Europeană, au notat. Noi am terminat concursul cu 300 de puncte, următoarea echipă în spatele nostru a avut 147 de puncte. Deci, ce diferență! Da, o diferență foarte mare. Robotul a fost foarte bine conceput și a fost chiar foarte apreciat de cei care lucrează la Agenția Spațială Europeană. Ați avut și un ajutor? Da. Da, în pregătirea acestei echipe ați avut un coleg de la universitate? Da. Trebuie să-i mulțumim domnului asistent doctor Radu Donca de la Universitatea Tehnică, Facultatea sau Secția de Mecatronică, care a fost alături de noi, ne-a fost alături de noi inclusiv în Olanda, la Norwich, la Agenția Spațială Europeană și care ne-a ajutat foarte mult în construcția acestui robot. Ideea de la cine a pornit? Eram foarte curioasă. Care idee? A concursului? Nu, concursului. Ideea construcției robotului. Păi ne-am gândit toți la el și fiecare am venit cu opinii. Cea mai bună opinie am ales-o și am dezvoltat-o făcând un robot. Din acea și opinia... În filmulețul de prezentare, el a fost cel care a desenat robotul nostru, este un filmuleț tare drăguț și ideea practică a fost a lui. Deci el s-a gândit... Ești modest! Da. Tu ai venit cu ideea, Ilie. Da. Poate toți am dezvoltat-o împreună. Da. Doamna profesor, dumneavoastră, mai aveți o echipă, ați pregătit deja alți 7 copii. Da. Tot pentru un concurs al Agenției Spațiale Europene. Acel concurs este organizat de MIT. Noi am fost și anul trecut la acel concurs cu altă echipă. Este un concurs de mai mult de programare. Acolo nu va trebui să facem un robot. Acolo copiii au scris un cod. Codul va rula pe Stația Spațială Orbitală Internațională. Noi vom pleca sâmbătă în Belgia de data aceasta. Și tot la sediul Agenției Spațiale, dar din Belgia. Și vom intra în direct cu cei de pe Stația Spațială Orbitală Internațională timp de 3 ore cât s-a desfășurat concursul și codul scris de copii va rula pe Stația Spațială Orbitală Internațională. Câte echipe participă de data aceasta în finală? Au intrat în finală? Sunt 14 alianțe. Mulți. Concurența acerbă. Da. S-au înscris 150 de echipe la început și acum au rămas 14 alianțe. Noi suntem aliați cu o echipă din Australia și cu o echipă din Germania. Și am lucrat împreună. A fost foarte greu și acolo pentru că era decalaj foarte mare de fus orar între ora noastră și ora Australiei.
9 ore în plus. E acum la noi 6, la ei 6 plus 9, 18 plus 9. Deci e noaptea la ei, foarte greu de lucrat cu... Eu și bănuiesc că toți telespectatorii vă țin pumnii și vă așteptăm tot așa. Mulțumim, cu câștigătorii la Transilvania la zi. Încă o dată felicită băieți. Mulțumim. Punem punct aici ediția de astăzi a emisiunii Transilvania la zi. Sunt Luminița Purdea Cotuțiu și vă invit să rămâneți în continuare pe TVR3 și TVR Cluj. Toate cele bune!